O nouă speranță pentru părinții care au copii cu leucodistrofia metacromatică, MLD, o tulburare genetică rară și mortală ce afectează metabolismul organismului, vine de la medicii europeni. Aceștia susțin că prima terapie genetică aprobată în Uniunea Europeană poate încetini boala dacă este administrată de vreme. Însă fereastra de terapie este foarte scurtă. Odată ce pacientul intră în faza rapid progresivă, afectarea este ireversibilă în săptămâni sau luni. MLD apare atunci când o genă numită ARSA mută și determină acumularea de sulfatide în creier și în alte părți ale corpului, ducând la probleme neurologice, cum ar fi pierderea abilităților motorii și cognitive, apariția rigidității musculare severe și convulsii. Jumătate dintre pacienți mor în 5 ani de la debutul bolii. Am înțeles că la un simpozion la Praga, ce a avut loc de curând, în timpul Congresului Societății Europene de Neurologie Pediatrică, s-a vorbit și despre terapia genică pentru copii cu leucodistrofie metacromatică. Aș vrea, pentru început, să vorbim puțin despre această boală rară. De fapt, cât de rară este ea? Dacă avem în România vreun caz de leucodistrofie metacromatică. Într-adevăr, este o boală foarte rară. Acum, prevalența ei estimată a fi undeva la un caz la un milion de persoane. Și, din păcate, da, avem și noi pacienți în România. Chiar eu am un astfel de pacient. Și de ce spun din păcate? Pentru că nu este o boală ușor de recunoscut, este un mare imitator, cel puțin în prima parte a evoluției ei, iar pacienții de multe ori rămân nediagnosticați, pentru că intervine degradarea sau devin diagnosticați în momentul în care este prea, mult, mult prea târziu pentru ei. Cum se manifestă boala și când se pot observa primele semne? Depinde cumva de forma de boală pe care acești pacienți o au, ele cel puțin la copii, deci la populația pediatrică, se întâlnesc sub trei forme, respectiv o formă infantilă târzie de la 6 luni la 4 ani, avem apoi formele juvenile care sunt cea precoce și cea târzie, cea precoce poate fi între 4 și 6 ani și cea târzie între 6 și 16 ani. Din păcate și cea mai severă este cea infantilă, târzie. De ce spun că este cea mai severă? Pentru că, din păcate, nu este o boală care să se vindece, este o boală neurodegenerativă, iar mai ales la această formă care apare la copilași și cei mai micuți, evoluția este foarte rapidă. Totul decurge merge spre exitus în 5-6 ani de la debutul bolii. Este o boală foarte parșivă, mai ales pentru că își arată colții destul de târziu, copiii pot fi perfect normal la început și ușor, ușor ei încep să piardă din achiziții. Exact așa s-a întâmplat și cu pacienta noastră, a fost un copil perfect normal până la vârsta de un an și ușor a uitat să meargă, a uitat să vorbească, dar în momentul în care acest lucru se întâmplă, deja ei sunt considerați simptomatici, ar stare mari implicații în tratamentul lor pe viitor. Mai ales că vorbim despre această terapie genică disponibilă la nivel european la momentul acesta. De ce spun că este important și are implicații? Pentru că unul dintre criterii, cel puțin pentru forma infantilă târzie, este ca aceștia să fie presimptomatici, adică să nu arate niciun simptom pentru a putea iniția tratamentul. Există varianta și pentru celelalte forme. Teoretic e același criteriu, dar pentru formele mai târzii, cumva, condiția este să fie încă ambulanți, adică să aibă posibilitatea de a merge în piciorușe și să nu fie afectați din punct de vedere cognitiv. Însă pentru cei mici, varianta este stadiul presimptomatic, care, eu vă dați seama, este oarecum o utopie pentru foarte multe dintre țările lumii, deoarece copiii și oamenii, în general, vin la medic când au o problemă, nu când au o problemă. Și atunci și în vorba de o boală, atât mai puțin te gândești din prima la așa ceva, fiind extrem de rar.
cum poate fi depistată, mai ales atât de devreme? Există teste genetice care se fac și cum se gândește medicul că ar putea fi leucodistrofie metacromatică? Ți-e greu și să pronunți denumirea bolii, dar mi-te să te și gândești la ea, poate că nici n-ai învățat în facultate despre astfel de lucruri. Exact, este o boală foarte rară și diagnosticul se pune atât pe testarea activității enzimatice a arilsulfatazei A, cât și pe testare genetică. Din nou, sunt investigații scumpe, sunt investigații foarte precise și trebuie să te gândești la boala asta, nu poți să o dibuiești așa pur și simplu. Există varianta în care poate fi depistată prin screening neonatal, însă asta nu se face decât în câteva țări, n-aș ști să vă zic exact, cu siguranță sunt câteva țări în Europa, cel mai probabil Italia face screening pentru așa ceva, e un sistem de screening neonatal foarte extins. Însă noi în țară nu facem screening pentru boala asta, facem screening doar pentru câteva boli, din păcate. Oricum, repet, este o boală foarte rară. Te gândești la ea în momentul în care, v-am zis, copilul, un copil perfect normal, începe să piardă din achiziții, deci are un tablou de regres, așa numim noi. Începe să piardă din achiziții și dezvoltă tot felul de simptome neurologice, inclusiv afectare de sistem nervos central și sistem nervos periferic. Își pierde abilitatea de a merge, își pierde reflexele, este afectată cogniția, limbajul și așa mai departe. Și vă dați seama că e un diagnostic destul de greu de pus. Cam asta este, din păcate, situația și cazul pacientului pe care l-am avut noi recent. La fel, din păcate, a ajuns într-un moment în care lucrurile erau mult prea avansate pentru a o putea propune pentru acest tratament disponibil în Europa. Cât costă testarea genetică și dacă se poate face la noi sau se trimite în străinătate? În general, testarea genetică se poate face și în țară, adică se recoltează în țară. Într-adevăr, probele se lucrează în afară și depinde de la fiecare laborator în parte. Fie că face parte dintr-un panel de boli neurodegenerative și atunci cumva, tu gândindu-te, da, ok, te gândești că poate fi boala asta, dar pot să fie și o grămadă de alte boli, pentru că este, v-am zis eu, ceva care poate să imite și alte boli. E destul de nespecific tabloul și atunci tu mergi către un astfel de panel care poate să ajungă la câteva sute, 1.000 de euro, ceva în genul acesta. Există și testare țintită, dar aproape niciodată nu testăm extrem de țintit, decât când suntem undeva 90% sigur că despre asta vorbim. Și atunci costurile se reduc semnificativ, că e vorba de testarea unei singure gene, una sau două gene care se pot fi implicate. Dar nu E... e rambursată de către stat în Nu, momentul de nu, față. la momentul de față, din cunoștințele mele, nu este rambursată de stat. În ceea ce Așa. privește pacientul pe care îl aveți, câți ani are și cum v-ați gândit la această boală? E oarecum o poveste tot legată de Congresul de Neurologie Pediatrică. Acum câțiva ani am asistat la o astfel de sesiune. A fost premiată chiar o mare specialistă din Olanda pe tot ce înseamnă leucodistrofii și boli neurodegenerative și am reținut prezentarea dumneavoastră. M-a impresionat atât de tare și sunt niște anumite perle diagnostice, cum le spunem noi, mai ales în ceea ce privește imagistica pacienților, în ceea ce privește evoluția. Și atunci cumva mi-a rămas în minte, chiar dacă este ceva ce unul dintre noi vom vedea o singură dată în carieră. Și în momentul în care fetița, este vorba de o fetiță, a venit la noi în clinică, a fost trimisă dintr-un serviciu de ortopedie, tocmai pentru că ortopedul s-a alertat și a zis ceva nu este în regulă, haideți să vedem de ce copilul acesta nu mai merge. I-a ajuns la noi și atunci ne-am făcut toate investigațiile și investigațiile ne-au dus la testarea genetică și de acolo a pornit, cumva, am primit răspunsul. Câți ani are? Domnișorica noastră are aproape 3 ani. Din 2020 înțeleg că există un tratament care poate încetini boala și care este aprobat în Uniunea Europeană. Ați putea să ne spuneți puțin despre acest tratament, cât de costisitor este și dacă în momentul de față în România el ar putea fi indicat? În momentul de față, în România nu este încă adus, într-adevăr este administrat în Europa, sunt doar câteva centre, sunt 5 centre care administrează această terapie, este vorba de o terapie genică.
care este un picuț mai complicată, presupune recoltarea de celule stem de la pacient și celulele acelea stem sunt învățate să producă anumite substanțe care să suplinească deficitele date de această boală. Ideea este că în momentul în care noi, pentru a putea administra un astfel de tratament, trebuie ca pacienții să aibă indicații, respectiv să se potrivească pentru acele criterii de includere în tratament. Pentru forma cea mai agresivă, respectiv forma aceea infantilă precoce, târzie, trebuie să avem un diagnostic înainte ca ei să aibă simptome și asta presupune existența screeningului. Și este un principiu al screeningului neonatal, faci screening în momentul în care ai cum să tratezi respectiva boală. E o poveste foarte lungă, s-a discutat foarte mult în spațiul medical și între profesioniști această problemă a screeningului neonatal, dar cu siguranță va fi ceva de avut în perspectivă în viitorul apropiat, mai ales pentru boala asta, mai ales pentru că există tratament. Așa cum se întâmplă și pentru alte patologii, există terapii genice și pentru alte patologii și atunci la fel, și acolo e nevoie de screening pentru a putea fi depistate precoce. Terapii genice deja avem la noi în țară aprobate, rambursate pentru alte boli. În ce măsură poate stopa boala această terapie genică? În ceea ce privește leucodistrofia metacromatică, încă nu există studii pe termen lung. Din păcate, există studii pe termen scurt, într-adevăr încetinește activitatea bolii. Copiii care au primit această terapie au într-adevăr o activitate enzimatică aproape de cea a normalului, însă trebuie făcute studii pe termen lung pentru a putea să spunem dacă doar o încetinesc, o stopează. Aici e puțin mai complicat. Iar din punct de vedere financiar, știu că în general sunt scumpe astfel de terapii. La cât ajunge această terapie genică? Din păcate, întrucât nu este aprobată în România, nu am astfel de informații, dar, într-adevăr, fiind vorba despre o terapie genică, de obicei sunt extrem de scumpe. Este ea o șansă pentru părinții care au copii cu această boală? Este, bineînțeles, este atâta timp cât micuții se încadrează în criteriile de includere pentru tratament. Și asta se poate face, ei pot merge în acele centre unde se face tratamentul, adică doar pentru că nu este în România, asta nu înseamnă că ei nu au o șansă de a accesa acest tratament. Ceea ce am încercat și pentru pacienta noastră, deși știam că șansele sunt foarte mici să o accepte, având în vedere că era deja simptomatică, cu toate acestea am făcut tot ce am putut și am încercat, am zis, nu strică să întrebăm. Și au fost foarte deschiși, sunt foarte deschiși să primească pacienți, trebuie doar să aibă indicații. Dar practic pacienta din România nu s-a mai dus în Italia. Nu, pentru că nu are criterii pentru a primi tratamentul, adică nu va fi eficient tratamentul la momentul acesta.